întoarcem la stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru viticultură și vinificație de la Blaj. Bineînțeles, vom afla de această dată mai multe informații tehnice despre viile de acolo. Să vedem materialul. Bună ziua, domnule Gina. Bună ziua, bine ați venit la Crăciunel, la stațiunea de cercetare viticolă Blaj. Bine v-am găsit aici, în mijlocul plantației de vie, o vie în ce an se află? Văd că e de anul 7. Anul 7. În anul 7? Da. A intrat, deci, pe rod. Da. Văd că este deja tăiată, urmează să fie... Să fie legată. Să fie legată, să fie cercuită, cercuit, cum se spune da. În popor și cred că e bine așa. Cât este de greu la stațiune? Oriunde e la fel, munca e la fel, indiferent că este stațiune sau particular sau ce. V-am pus această întrebare pentru că stațiunea sau într-o stațiune de cercetare problemele sunt cu totul diferite decât într-o fermă de producție. Exact. Pentru că aici trebuie să faci și cercetare, dar să faci și producție pentru a avea capacitatea de autofinanțare până la urmă. Exact. Că se urmărește și acest aspect. Așadar, de asta am pus la modul ăsta întrebare. Da. Există un plus pentru că noi trebuie să arătăm și altora. Noi trebuie să învățăm pe alții să lucreze prin stațiune de cercetare și trebuie să fim un exemplu. Vin fermieri din zona aici să vadă ce tehnologie aplicați, ce tehnici aplicați. Mai sunt și simpozioane, mai vin, mai întreabă. Sunt mulți mici proprietari care se interesează de lucrări, se interesează de stiluri de tăiere, de tratamente, de toate. Dumneavoastră sunteți și cercetători, iată, și fermieri. Da. Conduceți din ambele perspective activitatea de aici. Ce perspectivă are cercetarea agricolă românească în mod general și viticultura în special? Cred că asta să fie viitorul. La viteza care se dezvoltă agricultura și la noile tehnologii și tot ce apare nou fără cercetare, cred că nu se poate. Pentru că orice lucru nou implementat trebuie înainte verificat. Ori asta e treaba cercetării. Corect. Să studieze, să aplice în teren ceea ce au descoperit ei și pe urmă să se dea la știți masa se, mare. De fapt, știți cum se spune? Cine nu investește și nu cercetează, nu are viitor. Întotdeauna e așa. Și cercetarea trebuie să fie undeva sus. Undeva deasupra celorlalți. În vârful piramidei. Exact. Domnul inginer, venind aici în drum spre dumneavoastră, am văzut vii foarte bine lucrate, dar și fără să teama de a exagera, un dezastru de vii. Ce se întâmplă? Ale cui sunt? Ce se întâmplă cu ele? De ce așa starea asta? Păi unde, și diferența asta? Unde vedeți dumneavoastră dezastru, sunt terenurile retrocedate și oamenii le-au abandonat pur și simplu. Deci, le-au primit și nu le-au mai... primit. E foarte greu. Ca să întreții un hectar de vie trebuie bani mulți și pricepere. Ori ei, cred că nu dispuneau de niciuna nici de alta, le-au trebuit pământul, l-au luat și se vede rezultatul la ce a rămas. De ce credeți că s-a întâmplat asta? A cui e vina? De ce s-a ajuns ca o bună parte din suprafețele, nu neapărat foste, că au fost ale stațiunii, dar o bună parte din suprafețele agricole au ajuns în această stare. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă și ce ar trebui făcut ca ele să fie luate în cultură și exploatate corespunzător? Știu dacă ar fi o posibilitate să le mai luăm în cultură, pentru că ele sunt distruse, sunt compromise 100%, au câțiva ani de când nu se lucrează. Nu știu, oamenii și-au vrut pământul și atât. Să se știe acolo, proprietar pe exact, uter. Acolo ar trebui tot statul care o dat pământul înapoi să se ocupe de treaba asta. Există prevedere legislativă. Și atunci n-ar mai trebui să arate așa cum arată. Deci aici, pe zona Târnavei Mari, de aici, de la Crăciunelu și încă 3 km de la ieșirea din Blaj către Mediaș, au făcut câteva sute de hectare. Arată ce ați văzut de asta aici. Sunt toate la fel. Trist. Da, trist. Foarte trist. Trist, dar adevărat. Revenind la dumneavoastră, ce tehnologie aplicați, ce sistem de conducere? Văd că este un semi-înalt. Da, un semi-înalt, un guio pe tulpină, cu 2-3 coarde și cep. Aproape de sârma portantă. Medie, nu? Încărcătura medie în funcție de soi. La soiurile mai puțin pretențioase, gen fetească, Riesling, să ne mergem undeva la 35-40 de ochi pe butuc. Pe butuc, da. La soiurile de vin, soiurile cu traminerul, Neuburgerul,
chiar și Sauvignonul, undeva până la 35 de ochi pe butoc. Ca să poată să iese și calitatea cum trebuie și să și țină plantația cât mai mult. Că dând o încărcătură mare, o epuizăm în câțiva ani. Corect, așa este. Aveți lucrători, că dumneavoastră, sigur, nu se mai pune problema, știți ce trebuie făcut la asemenea plantație, mai ales în anul 6-7 și în continuare. Da. Cine taie, cât de bine se pricep, cât de bine se pricep să normeze bine încărcătura pe butuc? Lucrăm în general cu oamenii din zonă, satele de aici, au oamenii care au crescut de copii în vie. Deci știu cu foarfeca de micuți. E suficient. Acum, să-i spui ce problema noastră e să-i supraveghem și să facă ceea ce le cerem.